Seria evenimentelor culturale va debuta la ora 11 la Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu din Târgu Jiu cu vernisajul expoziției de pictură intitulată Stare de Spirit, realizată de Tonița Art Group sau Artiștii Luminii, care vor expune 54 de lucrări realizate în ulei pe pânză și 22 de lucrări dual view. Este a doua oară când vin la Târgu Jiu. Prima dată am fost în 1995 într-o tabără și eram copil. E prima dată când vin în calitate de artist plastic la Târgu Jiu. Ce veți expune? În cadrul expoziției de vineri, 9 septembrie, ora 11, sunt prezentă cu artă digitală și artă plastică ulei pe pânză. Tot vineri, la ora 12, jurnalistul Carol Hârșan își va lansa cartea intitulată Sterilet. Și o lansare de carte, o carte, zic eu, inedită, este cartea unui jurnalist. Jurnalist Carol Hârșan, jurnalist la România Liberă, peste 20 de ani de presă, pasionat până la urmă de cercetarea societății. Veți descoperi o carte interesantă, o carte, chiar sună urât, o carte interesantă, o carte bună. În zona de barcader, la ora 13, va avea loc vernisajul taberei de sculptură Brâncușiana 2011. Vor fi dezvălite lucrările celor 7 sculptori care au participat la tabără. Lucrările lor vor fi apoi expuse pe insulița de pe Jiu. Se vor dezvăli cele 7 lucrări ale artiștilor care timp de 3 săptămâni au descoperit, dacă vreți, în blocurile de marmură idei pe care, iată, le expun la Târgu Jiu. Lucrările vor fi amplasate de această dată într-un alt cadru decât cel cu care ne-am obișnuit până acum. A fost o propunere pe care am făcut-o domnului primar Florin Cârciumaru și Consiliului Local, aceea de a crea un muzeu de sculptură modernă pe insuliță. La evenimentele de vineri vor fi prezenți numeroși oameni de cultură și artiști plastici.